Aș dori să deschidem Scripturile la pagina 1118, în prima epistolă scrisă de Apostolul Pavel celor din Corint, 1 Corinteni, capitolul 8, îl vom citi în întregime. 1118, pagina în Scripturi. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei, cu ghilimele, și mulți domni, tot cu ghilimele, totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel, el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Amin. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru posibilitatea de a sta adunați la oaltă în prezența Lui în această dimineață și în același timp pentru posibilitatea de a sta în fața cuvântului Său, care este adevărat. Doresc ca acest cuvânt al lui Dumnezeu din această dimineață, Dumnezeu să-l întipărească foarte bine în mintea fiecăruia dintre noi. Dați-mi voie să spun din introducerea predicii de astăzi că în fața noastră stă o temă oarecum delicată, în același timp de actualitate, este sensibilă tema aceasta, dar este și necesară de abordat. De aceea aș avea o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate, să stați cât mai concentrați pentru a putea asimila în întregime cuvântul acesta. Am observat în ultima vreme că nouă creștinilor ne place o anumită zonă. O zonă care este plasată între culoarea albă și culoarea neagră. Știe careva dintre dumneavoastră cum se numește zona aceasta? Zona gri. Din păcate, griul a devenit mai iubit decât albul. Și chiar decât negrul. Zona gri, din punct de vedere biblic, este zona dilemelor. Este zona în care se face foarte multă polemică, fiindcă este zona lucrurilor neclare, incerte, creează adesea confuzie. Este acea zonă între bine și rău, între sfințenie și păcat. Când omul nu știe ce să mai creadă, este bine
sau este rău un anumit lucru. Astăzi aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu câtă libertate are un creștin. Are oare un creștin libertate totală? Cum am zice noi, o libertate dintre aceea deplină? Sau în Hristos libertatea mea ca și creștin este restrânsă, este limitată? Pot oare ca și creștin să gândesc cum vreau, să mă duc unde vreau, să fac ce vreau, să consum ce vreau? Există oare posibilitatea aceasta? Până unde credeți dumneavoastră că merge libertatea unui creștin? Astăzi, mesajul cu care voi veni înaintea dumneavoastră l-am intitulat Libertatea creștinului și zona gri. Vreau să remarcați foarte bine, nu vom vorbi despre libertatea creștinului în zona gri, ci vom vorbi despre libertatea creștinului și zona gri. Sunt lucruri care pe toți, la un moment dat în viață, ar trebui să ne preocupe ce țin de libertatea noastră ca și creștin și zona gri. De pildă, am să ridic câteva întrebări înaintea dumneavoastră în această dimineață și pe parcursul mesajului o să găsim din Scriptură răspuns la ele. Ce ziceți? Este bine ca un tânăr pocăit sau o tânără pocăită să meargă la un banchet la sfârșit de an cu colegii sau la balul bobocilor? Nu vă grăbiți să dați răspuns. Meditați la această întrebare și lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. E bine să continui lista aceasta de întrebări, ce ziceți? E bine ca un pocăit să meargă la petrecere cu colegii de la firmă, la un chef? Știți că sunt companii care pentru o perioadă de timp se retrag angajații din companie, 2-3 zile, poate mai multe, undeva la munte și acolo dau o masă, petrec, chefuiesc. Și se întâmplă mai multe lucruri. Întrebarea e, este bine oare ca un pocăit să participe la o asemenea întâlnire? Pocăit fiind, continui lista cu întrebări, este bine dacă merg la o nuntă sau la un botez de necredincioși? E ceva rău în asta? Este bine dacă la nuntă aleg să-mi pun naș necredincioși? Este un lucru bun sau este un lucru rău? Aici aș face o paranteză. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că în cadrul confesiunii ortodoxe, când cineva se căsătorește, este obligatoriu ca nașii de la nuntă să fie de confesiune ortodoxă. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, la modul cel mai deschis, la noi cum credeți că ar trebui să fie? Credeți că cei din afară ar trebui să dea lecții Bisericii lui Iisus Hristos de aici? V-aș mai întreba un lucru. Este bine dacă mănânc după o înmormântare, din mâncarea închinată unui mort, adică spre pomenirea lui, este bine sau este greșit? Și o să vedeți că pe parcursul mesajului o să primim răspuns la aceste întrebări. Înainte de a vă da câteva exemple despre situația Corintului din vremea Apostolului Pavel, aș vrea să mai îmi permiteți o întrebare. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de acele zile de 1 mai? Vă aduceți aminte de acele întâlniri? Mă refer la tineri acum, când ne-am întâlnit tinerii biserici cu familiile tinere. Vă mai aduceți aminte când ați mâncat împreună, ați făcut mișcare împreună? Își mai aduce cineva aminte de cartofii aia pai, făcuți la disc, de fumul ăla din jur, care parcă era plăcut în ziua aceea de 1 mai, de mici, de aripioare?
Știți de ce vă pun această întrebare? Unu mai, n-aș vrea să fac haz de necas, dar unu mai, pentru creștinul greco-roman, era un coșmar și nu o bucurie. Nu că n-ar fi avut libertatea să se bucure. Contextul acelor vremuri era de așa natură și o să vedeți de ce. Creștinii de atunci nu se puteau bucura. Fiindcă orice masă la care se servea carne punea o problemă. Ridica întrebări și avertizări. Și știți de ce? Din cauza cărnii jertfită idolilor. Și acum vreau să rețineți următorul lucru. A refuza în vremea respectivă să mănânci carne jertfită idolilor se lăsa cu consecințe, precum persecuție, marginalizare și nu de puține ori martiraj. Problema însă se răsfrângea și asupra vieții private, asupra vieții de familie, cum am zice noi, asupra meniului zilnic din acea vreme. Și am cercetat mai multe surse pe latura aceasta și dați-mi voie să vă spun, potrivit surselor din acea vreme, carnea care se servea în casele din Grecia, marea parte din ea era cumpărată din piețe și aproape de fiecare dată acea carne cumpărată de la piață provenea din jertfa adusă anterior idolilor. Vreau să țineți minte următorul lucru. Nu știu dacă vă aduceți aminte, în Corint era sărăcie și carnea era un lux. Se procura foarte greu. Vă mai amintiți că acest oraș, Corintul, a trecut printr-o încercare teribilă? A fost secetă? A fost o situație grea, cum o numește Pavel. Corintul a fost la un moment dat în strâmtorare, o perioadă de secetă, de foamete, rar întâlnită în vremea aceea. De aceea, când dădeai de carne, spuneau grecii, e sărbătoare, e lux. În general, oamenii mâncau în acele zile carne foarte rar și cea pe care o mâncau, o cumpărau de la piață, fiind anterior, jertfită idolilor. Hai să vă spun cum decurgea un ritual la greci. Mă refer în templele păgâne. Omul își aducea jertfă. Preotul templului sacrifica animalul, îl punea pe altar, îl lăsa să ardă, dar nu în întregime, apoi o porțiune din animalul respectiv o consuma preotul, iar partea cealaltă, majoritară, care rămânea din animalul sacrificat, o consumau oamenii care aduceau jertfa din acea zi. În jurul altarului, în templele păgâne, erau fel și fel de mese pe care se punea carnea respectivă și unde se servea masa ca la un fel de restaurant. Și acum vreau să precizez ceva. Fiecare ocazie importantă era legată la greci de o jertfă, fie zile de naștere, fie ziua căsătoriei, fie ziua decesului, fie ziua plecării la război, erau toate serbate printr-o jertfă, unde toți invitații erau să pofti să mănânce carne. Și acum auziți, carne care era o delicatețe a celor vremuri, era un lux. Să vă mai dau un exemplu. Fiecare templu păgân avea sălile lui pe post de restaurant, unde zilnic aveau loc petreceri în urma jertfelor aduse. De pildă, dacă ar fi să vorbim de templul lui Asclepios, Asclepios era considerat zeul vindecărilor, templul acesta avea o zonă numită Abaton, deci nu Abator, cu n la urmă, Abaton, în zona aceasta se servea mâncarea jertfită idolilor, era o zonă cu mai multe săli pentru a servi această mâncare.
Și acum aveți zice dumneavoastră, unde e problema? Ei, dați-mi voi să vă spun unde e problema. Caracterul universal al jertfelor în Imperiul Greco-Roman avea implicații serioase în dreptul noilor convertiți la credința în Hristos. În acest context, corintenii au ridicat următoarea întrebare. Pavele, ce-i de făcut atunci? Dacă un creștin este invitat la o masă, la o sărbătoare, dacă un creștin are poftă într-o zi să mănânci un grătar, ce să facă creștinul în asemenea situații? Iar Pavel încearcă, după înțelepciunea dată lui de Dumnezeu și după inspirația avută din partea Domnului, să le dea un răspuns, punându-le înainte două aspecte decisiv de importante. 1. Pavel le pune înainte aspectul doctrinar, iar în al doilea rând, Sfântul Pavel le pune înainte aspectul relațional, ca să știe ce să facă când se află în zona gri, pentru că unii credeau una, alții credeau alta despre această zonă numită gri. Exact ca și astăzi, părerile sunt împărțite, dar cuvântul lui Dumnezeu este foarte explicit. Acum, de ce credeți dumneavoastră că ține aspectul doctrinar? Doctrina. Aspectul doctrinar întotdeauna a ținut și ține de cunoștința și înțelegerea Scripturilor. De cât cunosc cu privire la planul lui Dumnezeu. Pentru a ști ce este bine să fac și ce nu este bine să practic. În funcție de cunoașterea și înțelegerea Scripturilor, credincioșii sunt numiți de Sfântul Pavel tari sau slabi. Cei tari sunt cei maturi spiritual, sunt cei care au cunoștința și înțelegerea adecvată a Sfintelor Scripturii. Iar cei slabi, din perspectiva lui Pavel, sunt cei imaturi spiritual, sunt cei imaturi în credință, care nu au cunoștința necesară a Scripturilor, nu au toată înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea uneori în viață sunt confuz, rigizi, incerți și, zice Pavel, și ușor influențabil. Și aici intervine, fraților și surorilor, aspectul relațional. Cei slabi, adică cei maturi în credință, pot fi la un moment dat, zice Sfântul Pavel, frapați. Cum adică cei tari în Hristos, în credință, tolerează sau practică anumite lucruri cărora lor li se par a fi păcate? Iar alte ori sunt confuzi, fiindcă nu înțeleg libertățile pe care și le permit și le asumă cei tari în credință și se lasă conduși. Aici e problema, zice Pavel, se lasă conduși cei slabi la a cădea din nou în păcatele dinainte, neavând discernământul necesar. Frații mei, adevărata credință este una comunitară. Înseamnă că noi nu mai suntem singuri, facem parte dintr-o comunitate, noi nu putem să ne permitem să trăim izolat. Nu mai fac ce vreau, atâta timp cât fac parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, care este trupul Domnului Iisus Hristos. Noi toți, zice Sfântul Pavel într-o altă împrejurare, suntem legați unii de alții, datorită faptului că facem parte din trupul lui Hristos, care este biserică. În trup fiecare mădular caută binele celuilalt. În trup fiecare mădular este necesar, este important, are un rol aparte. În trup, ca lucrurile să funcționeze bine, nu trebuie căutat interesul propriu, ci întotdeauna mâna trebuie să ajute piciorul, dacă este nevoie. Nu s-a întâlnit încă om să zică, eu n-am nevoie de un ochi, eu n-am nevoie de un picior, toate sunt necesare. Și trebuie să fie la locul lor așezate în trup. Așadar, mădularele sunt legate între ele, unele de altele și depind unele de altele. De aceea, când fac ceva, când iau o decizie, când am un plan, când vreau să merg undeva, trebuie să mă întreb următorul lucru. Are de suferit trupul lui Hristos?
Vor fi afectați frații mei? Le voi produce un lucru bun? Sau le voi da semne de întrebare care să-i conducă înapoi pe cei maturi la lucrurile săvârșite altădată, când nu-L cunoșteau pe Hristos? De aceea, frații mei, planul nostru, decizia noastră, dorința noastră, fapta noastră trebuie să aducă zidire, nu dărâmare, pace, nu conflict, aprecieri, nu discuții ulterioare, inutile. Pavel zice așa: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar toate sunt condiționate, și auziți de ce? Anume, de cugetul fratelui meu slab, adică imatur în credință. De aceea nu mai pot să fac ce vreau, chiar dacă am libertatea și, zic eu, și dreptul acesta în unele aspecte, fiindcă sunt condiționat de cugetul fratelui meu, deoarece amândoi facem parte, dacă îmi permiteți expresia, din aceeași barcă numită trupul lui Hristos. De aceea, frații mei, eu nu pot merge la banchet, că așa vreau eu, sau așa, cum zic unii, așa vreau mușchii mei, și nu mă interesează opinia bisericii sau a fraților de credință. Nu pot să-mi permit să zic că merg la nunta asta de nepocăiți, de necredincioși, că mi-e prieten, coleg, vecin și am obligație, merg numai decât fără a avea în vedere cugetul fraților mei, care s-ar putea să fie slabi în credință. Apostolul Petru zice ceva foarte important pe direcția aceasta în 1 Petru 4:3. Și aș vrea să vă determin în această dimineață puțin să gândiți. Zice Petru așa: ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în, vedeți, la timpul trecut, desfrânări, în pofte, în beții, și cum zice Petru aici? În ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. Dați-mi voie să vă pun o întrebare banală, o întrebare simplă. Ce credeți? Apostolul Petru la ce fel de ospețe se referă aici? La ospețele pocăiești? Ce înțelegeți dumneavoastră când Sfântul Petru spune: ajunge că în trecut ați făcut asta? Există posibilitatea de a continua și în viitor? Posibilitatea există, dar există interdicția pentru asta? Deci, cred că nu-i nevoie de o explicație, nu știu cât de sofisticat. Este cert că Apostolul Petru nu se referea la ospețele creștine. Hai să vă dau un alt exemplu. Eu nu pot gândi, nu o să fie nicio problemă dacă îmi pun nași necredincioși la nuntă, că e nunta mea și mi-o fac cum vreau, chiar dacă-s nebocăiți. Dragul meu, dă-mi voie să spun ceva foarte deschis. Tu nu trăiești în pădure. Tu trăiești într-o comunitate creștină. Și ai o autoritate peste tine din partea lui Dumnezeu, răspunzătoare de lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi să mai ții minte un lucru: trebuie să ai în vedere și cugetul fraților tăi, care s-ar putea să fie mai slabi în credință, pe care nu poți să-l ignori și nici să-l anulezi. Apoi am întâlnit pe unii care zic: frate, dar care-i problema dacă mănânc mâncare închinată unui mort spre pomenirea lui? Nu-i tot mâncare, frate? Hai să vă dau un exemplu. Pavel spunea așa: un idol în sine nu reprezintă nimic. A zis Pavel asta. Deci un idol e tot una cu nimic. E materie neînsuflețită, cu alte cuvinte. Dar tot Pavel amintește: în spatele unui idol se ascunde ce anume?
se ascunde un demon sau poate chiar mai mulți. Iar a fi în părtășie, zice Pavel, cu idolul respectiv, cu lucrul respectiv, înseamnă să te asociezi în mod direct cu demonul sau cu demonii respectivi. De aceea, Sfântul Pavel face următoarele precizări aici, în capitolul 8, când vine vorba de zona gri. Știți care e primul adevăr ce ne învață Pavel astăzi? Dragostea primează cunoștințe. Întotdeauna, când avem de-a face cu zona gri, dragostea este mai importantă decât cunoștința. Auziți ce zice Pavel în versetul 1? În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm. Auziți odată cuvântul știm. Că toți avem cunoștință. Din nou cuvântul cunoștință. Dar cunoștința, a treia oară, îngânfă, pe când dragostea ce face? Zidești. Pavel zice, nu e o problemă cu cunoștința. De știut, știm. Problema e cu înțelegerea dragostei. Aspectul relațional este prioritar aspectului doctrinar. Mai întâi este dragostea, sunt relațiile și apoi e cunoașterea. Asta nu înseamnă că Pavel dă la o parte cunoștința sau o neagă sau spune că ea, cunoașterea, nu este importantă. Dimpotrivă, doctrina are valoarea ei și trebuie cunoscută. Ce vrea atunci oare Sfântul Pavel să spună? Pavel spune, oameni buni, când sunteți puși în situații în care simțiți că aveți libertatea să faceți un anumit lucru datorită cunoștinței pe care o aveți și credeți că nu e un păcat ceea ce vreți să faceți potrivit cunoștinței dumneavoastră, trebuie să fiți atenți și întotdeauna să judecați ceea ce faceți raportat la cugetul celuilalt. Chiar dacă cugetul tău îți dă libertatea la un moment dat să faci un anumit lucru și spui, nu este păcat din punctul meu de vedere. Totuși, zice Sfântul Pavel, când iau o decizie, mă raportez implicit la cugetul fratelui meu. De aceea trebuie să fac lucrul acesta. S-ar putea să am în jurul meu credincioși, slabi în credință, imaturi, noi convertiți, care n-au înțelegerea și cunoașterea de plină a Sfintelor Scripturi și implicit aceștia nu au aceeași libertate pe care o am și eu. În acele cazuri, din dragoste pentru fratele meu, știți ce zice Pavel? Trebuie să cedez și să mă abțin de la acel lucru. Ia auziți ce zice Pavel, foarte curios. Zice, chiar o mâncare, prefer să nu mai mănânc decât să fac rău celui care este slab în credință. Și acum dumneavoastră știți, o mâncare ce este? O necesitate. O mâncare este o necesitate. Dar zice Pavel, dacă trebuie să renunț la ea, o fac de dragul cugetului, aproape lui meu. De fapt, asta ne explică Pavel în versetele de la 9 la 13, dacă se pot afișa versetele acestea. Zice, luați seama, însă ca nu cumva această slobozenie, adică libertatea voastră, să ajungă o piată de potignire pentru cei slabi. Din nou ne referim la credincioșii imaturi în credință. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință într-un templu de idoli, și acum înlocuiți templul ăsta de idol cu oricare alt loc din ăsta cu semnul întrebării, cugetul lui care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel, el care este slab, adică imatur, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți, auziți, împotriva cui? Și asta nu înseamnă că el, Domnul Hristos, este slab. El este cel mai tare dintre toți. Dar auziți, când păcătuim împotriva celui imatur în credință, noi păcătuim împotriva lui Hristos. Versetul 13. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată. Și el aici se referă explicit la carne,
ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Acesta era contextul corintenilor. Dar aș vrea să înlocuiți dumneavoastră în această dimineață cuvântul carne cu orice alt lucru care îl poate face pe fratele meu să păcătuiască, să se potignească. Și aici, frații mei, nu mă refer la mofturi. Deci deschid o paranteză. Nu cred, de exemplu, dacă cineva poartă o cravată, că altcineva e determinat prin lucrul acesta să păcătuiască. Spunând, domnule, nu sunt de acord să se poarte cravată. Deci nu mă refer la mofturi, ci mă refer la acele situații concrete care pot determina o anumită persoană imatură să se întoarcă înapoi la lucrurile vechi, săvârșite pe când era în lume. De aceea, Apostolul Pavel ne învață în primul rând în această dimineață, dragostea primează cunoștință. Întotdeauna principiul dragostei este deasupra de principiul cunoștinței. Când vine vorba de zona gri, ne învață Pavel un al doilea lucru. Cugetul aproapelui, a fratelui nostru slab în credință, este mai important decât libertatea personală. Știți ce înseamnă în Biblie cuget? Conștiință. Conștiința e declarată de teologi ca glasul lui Dumnezeu din om. Adică după ce omul săvârșește un păcat, chiar necunoscându-L pe Hristos, ceva îi vorbește lui în cunoștință, în conștiință. Și în conștiință, adică în cuget, omul simte că a făcut ceva rău. Conștiința este glasul lui Dumnezeu din fiecare om. Și Pavel zice, cugetul aproapelui, a fratelui slab în credință, este mai important decât libertatea personală. Știți că la convertire, în viața omului care se convertește, fondul conștiinței se schimbă radical, fiindcă criteriile morale ale acelui om devin altele. Există o nouă autoritate peste el. Știți că peste cel care se convertește există o nouă autoritate și autoritatea respectivă este cartea aceasta. Și atunci fondul conștiinței lui se schimbă radical. Acționează respectivul, noul convertit, prin intermediul unei noi puteri. Puterea Duhului. Astfel, el va începe încetul cu încetul să înțeleagă altfel, adică diferit viață. Diferit de perspectiva omului dinainte, care este numit în Scripturi, omul vechi, omul fără Dumnezeu. Scriptura și Duhul Sfânt încep să corecteze și să delimiteze valorile morale ale creștinului, sensibilizându-i, în primul rând, conștiința. În cazul fratelui mai slab, este vorba de credincioșii noi, convertiți, întoși la credință, care n-au o cunoștință profundă asupra realității spirituale. Potrivit lor, zice Pavel, idolii sunt entități reale. Măcar că Pavel zicea idolului tot una cu... Și datorită faptului că în percepția lor idolii sunt entități reale, ei intră în directă legătură cu idolatria. Ei acționau potrivit versetului 7 sub impulsul obișnuinței din trecut, în lipsa unei gândiri duhovnicești mature, conștiința lor slabă era asociată cu lipsa de înțelegere a realității. De aceea Pavel subliniază în versetul 9, luați seama însă ca nu cumva libertatea voastră, puncte, puncte. Se pune întrebarea, cui libertate? Ce ziceți? A cui libertate? Răspunsul este foarte clar, a celor tari, a celor maturi, zice Pavel, luați seama ca nu cumva libertatea voastră să fie o piedică pentru conștiința, pentru cugetul celui slab. Cei tari
trebuie să aibă mare grijă să nu permită libertății lor să ajungă o piatră de potignire pentru cel slab, pentru cel imatur. De aceea în versetul 10 zice că și dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, adică nu va ajunge să facă exact ceea ce făcea și mai înainte de a se converti. Acum puteți dumneavoastră înlocui templu de idol cu orice alt loc asociat cu practici necreștine, nepotrivite unui creștin. Ideea e următoarea: văzându-l cel slab într-un asemenea loc pe cel tare, poate ajunge să cadă din nou în faptele păcătoase în care a fost și a trăit altădată, până nu l-a cunoscut pe Hristos. Fiindcă cel slab nu știe că merge într-un anumit loc, considerând că ceea ce faci nu este păcat. El nu are încă înțelegerea corectă a Scripturii asupra acelui lucru. Și dacă te vede pe dumneata, care ești matur, matură în credință tare, poate aluneca, zice Sfântul Pavel, foarte ușor, și vreau să accentez ideea aceasta, poate aluneca foarte ușor, din nou, în practicile vinovate ale trecutului. De aceea Pavel este oarecum drastic față de corinteni, mă refer la cei tari în credință, dar și față de noi care nu primim avertizările cuvântului, spunând că noi suntem liberi în Hristos, dar nu putem ajunge să spunem, nu ne pasă de cugetul fratelui nostru. Sunt unii care zic, pe noi ne judecă Hristos și atât. Și Pavel zice, dacă gândești în modul acesta, greșești. Dragii mei, Dumnezeu nu ne judecă în funcție doar de conștiința noastră. Asta trebuie să reținem bine. Dumnezeu ne judecă și în funcție de conștiința fratelui nostru. Știai că dumneata nu mai ești al tău? Pavel zice într-o altă împrejurare, noi suntem ai cui? Al lui Hristos. Asta înseamnă că faci parte din trupul lui. Te-a așezat Hristos în biserica lui, într-o comunitate creștină. Și nu mai poți, și nu mai pot trăi cum vreau. Nu mai pot gândi ce vreau, merge unde vreau, face ce vreau. Știi ce va trebui să învățăm în concluzie? Cunoștința e foarte bună și e biblică. Doctrina își are locul ei. Și un creștin matur va ajunge la cunoștința și înțelegerea Sfintelor Scripturi. Dar chiar dacă vom ajunge creștini maturi, dragostea întotdeauna primează cunoștințe. Și va mai trebui să reținem ceva. Libertatea în Hristos este bună. Este ideală, dar cugetul fratelui nostru imatur este mai important. Și va trebui să avem grijă de lucrul acesta. Nu cumva cineva să ajungă să practice din nou ceea ce a practicat în lume când nu l-a cunoscut pe Hristos. Am să vă dau un exemplu din viața unui fost bunic de-al meu. Unul din unchii mei, înainte să meargă în armată, de la o vorbă a unui frate de credință, o vorbă neînțeleaptă, s-a lăsat de pocăință. S-a dus în armată și ulterior, după ce a terminat armata, unchiul acesta al meu s-a căsătorit cu o fată ortodoxă, cum zicem noi în lume. Dați-mi voie să vă spun, îmi povestea bunicul, zice, și când era tânăr, zice, unchiul tău a fost un om între oameni. El are și acum o deviză. Să fii om e cea mai mare realizare în viață. Și este un om moral. Nu l-am auzit înjurând, fumând,
nu consumă alcool, nu s-a drogat, te respectă, își sună toți frații, surorile de ziua lor de naștere, le urează numai de bine, e un om moral. Când s-a căsătorit, l-am întrebat pe bunicul cum a procedat. Și a zis, eram responsabilul de biserică în zona noastră, la Ighel, Alba, de unde provin, și ce am spus la băiatul meu în felul următor, în săptămână anunți, dacă asta este decizia ta, nu poți să trăi peste decizia ta, ți-o respect, dar zice, în săptămână anunții, te ajut cu tot ceea ce este nevoie pentru pregătirea mesei, anunți. Dar vreau să știi, dragul meu, ești băiatul meu, eu te-am crescut, la nuntă nu pot, cu toată părerea de rău, să particip. S-a supărat unchiul, nu i-a convenit nici lui, nici soției. Au trecut zilele, anii, istoria. Bunicul a trecut în veșnicie și într-o zi stau de vorbă cu unchiul meu, care și acum face parte din confesiunea ortodoxă. Dar v-am zis, un om moral, un om la locul lui, un om așezat, un om între oameni. L-am întrebat, unchiule, cum ai privit dumneata trecând anii lucrul acesta? Zice, atunci, la momentul respectiv, nu mi-a căzut deloc bine ca tata și mama să nu fie la nunt. Și m-am supărat, nu mi-a convenit. Dar acum, după ce au trecut ani și trag linie și fac o concluzie, cum se zice între oameni, îmi dau seama că am avut un tată care a avut principii în viață, la care a ținut și l-am respectat și îl respect. Zice, dacă cumva s-ar fi întâmplat pe parcursul vieții să se abată în stânga sau în dreapta de la principiile lui, eram supărat de două ori în plus. Dar fiindcă a avut principii la care a ținut, chiar dacă am fost băiatul lui, am tot respectul pentru el și pentru astfel de oameni. Lucrul acesta îl spunea un unchi de-al meu, care la ora asta este ortodox. Ce ziceți? Se merită să avem principii în viață? Întotdeauna când veți face ceva de azi înainte, puneți principiul dragostei deasupra principiului cunoștinței. Cunoștința e importantă, dar dragostea, păstrarea relațiilor în voia lui Dumnezeu este mult mai important. Și gândiți în felul următor, dacă în cugetul meu am libertate să fac un anumit lucru, cugetul aproapelui meu, a fratelui, slab în credință, îi va permite aceeași libertate? Sau el va fi afectat, mă va judeca, se va potigni și va ajunge din nou să spună, datorită libertății tale, am ajuns să fac din nou aceleași lucru ca altădată. De aceea, aș vrea acum în final să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim oameni echilibrați, să ne dea Dumnezeu maturitate, pricepere, discernământ și să facem doar ceea ce este folositor. Amin?